Găsit tuturor la horoscopul zilei de 26 decembrie. Weekendul bate la ușă. Asta este partea mea preferată când văd că vine vineri și apoi vine weekendul. Vă reamintesc că pe bilete.ro puteți achiziționa horoscopul ultra detaliat al lunii decembrie și pentru că în luna decembrie au loc multe evenimente importante astrologice. Am lansat mai devreme acest horoscop, așadar intră pe bilete.ro, caută Alexandra Coman în search sau scrie horoscop și ești direcționat către locul de unde cu un click, doar cu un click, distanță, poți să-l achiziționezi și ți intră imediat horoscopul, deci nu mai este tevatură să dureze, să trimiți dovezi de plată și așa mai departe. Așadar, am intrat în epoca modernă și le mulțumim celor de la bilete.ro că ne ajută să fim cât mai prezenți în fața voastră. Așadar, horoscopul ultra detaliat îl găsiți pe bilete.ro și da, și trecem la treaba asta, era anunțul de făcut. Încep prin a-ți spune doar dacă îți place ce se întâmplă aici. Nu uita să apeși butonul subscribe, să dai un like, să dai un share, astfel încât informațiile să circule mai departe. Așadar, 26 noiembrie, doamne, deci decembrie bate la ușă. Decembrie este behind the corner, în spatele colțului. 26 decembrie, o zi în care, din punct de vedere emoțional, s-ar putea să fim mult mai intenși decât de obicei și s-ar putea, tot ca din punct de vedere emoțional, să fim cât mai orientați spre a da puțin dovadă de egoism. Vom începe, dar deci, e bine să te alegi pe tine, eu întotdeauna pledez pentru asta, dar nu peste binele suprem al altora, nu afectându-i pe alții. Ei, de data asta există acest risc în care spun, după mine potopul, ceea ce nu este foarte înțelept să facem. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte în această zi. Încep cu Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Vești foarte bune legate de un proiect, legate de o investiție, legate de o afacere. Se deschid noi oportunități pentru berbeci, ascendentul pe berbec și luna natală în berbec, să facă niște bani suplimentari. Nu le da cu piciorul. Orice oportunitate vine spre tine e binevenită. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Trebuie să rezolvi ceva legat de casă și cumva totul intră pe hol, totul intră pe o pauză, astfel încât tu să rezolvi acea problemă ardentă legată de domiciliu. Vezi însă că te va încurca o persoană în vârstă, da? Sau o persoană care are titlul de meșter, da, vine un meșter să repare ceva, e persoana aceea nu o să-și facă treaba cum se cuvine. În loc să ții cont de sfaturile altora, mai bine fă după cum simți tu, pentru că ce-ți recomandă alții s-ar putea de această dată, în această situație, în această chestiune, să nu fie bun. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Nevoia de libertate este foarte mare și gemenii vor fi inspiraționali pentru alții, vor fi un model și un exemplu în această zi. Este o zi în care te centrezi pe dragoste, pe flirt și pe comunicare, iar creativitatea ta îi va surprinde pe foarte mulți sceptici. Chiar ai să iei prin surprindere cu capacitatea ta de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă artistică. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Puțin atenție la inimă, da? Pot apărea niște fluctuații în ritmul cardiac. Asta e doar un avertisment. Și astăzi vei fi extrem de nervos, extrem de agitat, inexplicabil. Bine, astrologic este explicație, lună în cuadratură cu Marte și lună opoziție Jupiter. În așa aspect vrei să faci numai cum vrei tu și cum când faci cum vrei tu, tot ai să fii supărat.
Deci astăzi este o zi în care racii vor fi greu de mulțumit și chiar îți va fi ție greu să te mulțumești. Așa că știi ce soluție ai? Fă ce-ți place. Mergi pe direcția lui, fă ce-ți place, pentru că ai să ai mult mai câștigat decât dacă ai să încerci să-ți explici stările pe care le ai. Uneori oamenii au dreptul să și răbufnească. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi, leii trebuie să aibă mare grijă în relația cu femeile. Indiferent dacă ești doamnă leu sau domn leu, există un risc de conflict cu femeile, iar acest risc de conflict să fie generat de încăpățânarea lor, de modul obtuz în care văd o situație și de orgoliu. Îți va fi greu să rezonezi cu femeile astăzi. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Știi, uneori primesc pe... Eu nici nu știu cum ajunge la mine așa ceva, dar primesc pe e-mail niște mesaje. E așa un nume, un bot, un Mary, care îmi spune... Acum este momentul extraordinar, se întâmplă ceva extraordinar în viața ta și trebuie să scrii și să-mi plătești ca eu să-ți spun ce se întâmplă extraordinar. Bineînțeles că mă bufnește râsul și nu fac asta, dar așa o să sun ca botul, ca bot, ca roboțelul Mary și când îți voi spune cu un vertex în tranzit prin semnul tău zodiacal, să știi că acum, în zilele acestea, nu numai astăzi, se întâmplă lucruri foarte importante în viața ta, se întâmplă lucruri semnificative în viața ta. Este o zi în care discuți, negociezi sau te interesezi legat de niște acte și foarte bine că te interesezi, pentru că în felul acesta vei ști unde te afli, ce ai de făcut mai departe, care este drumul pe care trebuie să mergi mai departe. Balanță. Ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi, balanța e foarte frumos susținută pe hartă. Ești într-o mică trină, multă susținere pe carieră, pe finanțe, pe felul în care gândești, dar în același timp dai dovadă de foarte multă pasiune, de mult sex appeal, ești hipnotic sau hipnotică. Ai grijă să nu-i manipulezi excesiv pe cei din jur, pentru că nu știu cât ai să te poți controla să nu-i manipulezi. Dar încearcă să o faci, nu știu, mai grosomodo, mai lejer, nu pune piciorul pe accelerație foarte mult, că nu-i bine. Dar este o zi benefică și dacă vrei să faci niște cumpărături, să știi că ai să găsești niște prețuri excelente la produsele pe care le dorești. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Niște evenimente surpriză în familie s-ar putea să-ți dea puțin programul peste cap. Evenimentele acestea s-ar putea să fie generate de o femeie, dar nu te panica pentru că va exista soluție la orice se întâmplă. Este o zi în care scorpionii au foarte multă energie, vitalitate și disponibilitate să facă ceva pentru ei, dar oricât de disponibilitate ai avea, uite că Universul schimbă puțin planurile astăzi și te face să te duci spre familie sau spre o situație a unui prieten apropiat care chiar are nevoie de ajutorul tău. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi ai perspicacitate. Astăzi ai energie, astăzi dai dovadă de vitalitate și negociezi ceva important legat de o asociere, un parteneriat sau o colaborare. Începi un proiect nou sau te reîntorci la muncă în cazul în care a fost o perioadă în care nu n-ai lucrat suficient cât trebuia. Și este o zi în care săgetătorul bifează foarte multe puncte în relația cu autoritățile. Deci astăzi reușești să convingi și cele mai stricte autorități să fie mai înțelegătoare și mai domoare. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului.
Pasiunea este în aer și când Venus se apropie de Pluton și în curând, pe 11 decembrie, vom avea o conjuncție între cele două planete, adică o suprapunere. Oricum încep să simți vibe-urile pozitive ale acestei apropieri. Pasiune, chef de viață, dorința de a trăi și dorința de a experimenta lucrurile astăzi te scoate din monotonia vieții în care ai intrat. O zi bună pentru cumpărături, o zi bună să te ocupi de casă și s-ar putea pe la urechi să-ți vină o informație interesantă legată de un post care ar putea fi disponibil de la anul. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Ai grijă la relația cu femeile, pentru că astăzi vor fi pline de toane, vor avea chef de ceartă, vor avea motiv de conflict. Indiferent dacă ești vărsător femeie sau vărsător bărbat, zona relației cu femeile este puțin în detriment și va trebui să faci niște eforturi considerabile ca să aduci lucrurile pe linia de plutire. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Este momentul tău de transformare, este momentul tău de evoluție. În viața ta se întâmplă lucruri frumoase. Poate apare o călătorie la orizont, poate apare o perspectivă de loc de muncă nou la orizont, poate te împaci cu o persoană cu care ai fost în conflict. Deci e un vibe foarte bun, ai foarte multă energie și ți-aș recomanda astăzi să-ți faci niște planuri legate de cariera ta. Gândește puțin o strategie, gândește un gând, gândește un gând. Gândește o strategie, planifică sau stabilește-ți o intenție pentru că se poate materializa. E o zi bună pentru a crea viitorul, pentru a-ți planifica viitorul. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare. Să ne vedem cu bine și la alte filmări. Nu uita să apeși butonul subscribe, să dai un like, să dai un share sau să comentezi dacă dorești să ne transmiți ceva. Noi citim mesajele. Vă mulțumesc și să aveți o zi absolut superbă!